Hristos în mijlocul nostru. Ne-am fi gândit noi vreodată, fraților, că vom spune asta într-o sală de cinema? Ne-am fi gândit noi că vom veni la cinema să vedem viața unui sfânt? Ceea ce se întâmplă astăzi, iubiților, este istorie. Trăim un moment istoric și mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Man of God este prima realizare pe marile ecrane cu prezentarea vieții unui sfânt. Îmi doresc să nu mor până nu voi vedea vieți de sfinți pe marile ecrane. Cât de frumos este să vezi viața unui sfânt pe marele ecran. Totul a început din dragostea unui om care se rudește cu sfinții, părintele Stareț Efrem. Acest om minunat are pe lângă el foarte mulți ucenici și acest om extraordinar are capacitatea să pună în slujba lui Dumnezeu oameni cu bani. Și oamenii ăștia care sunt credincioși, care au dragoste de Dumnezeu, au pus sume importante și să le dea Dumnezeu sănătate și când se vor duce la judecător, vor răspunde: da, Doamne, am făcut și eu ceva pentru Tine, Doamne. Am pus în operă un film cu viața unui sfânt. Vă spun asta pentru că totul a pornit de la ideea acestui minunat om, starețul Efrem, care a reușit să capaciteze această regizoare extraordinară, Elena Popoviciu, o minunată doamnă, o doamnă care are meritul de a se pune în slujba acestui proiect atât de frumos și, cum spunea părintele consilier Dascălu, acestui proiect plin de responsabilitate de a ilustra viața unui sfânt. Întorcându-mă la sfânt și la viața lui, ce e bine să reținem? Că atunci când ești iubitor de Dumnezeu, vei trece prin cruce. Modelul vieții noastre este Iisus Hristos răstignit pe cruce. Când ești în poziția de a spune adevărul, să fii pus în poziția și de a-ți duce crucea proprie. De aceea veți vedea în film următorul adevăr. Omul lui Dumnezeu este întotdeauna invidiat, urât și multă răutate să abate asupra lui. De ce asta? Veți vedea în film de ce. Cine câștigă? Invidioșii răi sau omul lui Dumnezeu? Veți vedea asta tot în film. De ce vă spun asta? Pentru că această cruce pe care o duce Sfântul Nectarie toată viața lui nu este altceva decât preambulul puterii pe care o va primi de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Harul lui Dumnezeu lucrează acolo unde este smerenie și veți vedea prin câte trece Sfântul și la ce puteri ajunge Sfântul prin smerenia lui și prin dragostea lui. De ce e relevant pentru viața fiecăruia dintre voi? De câte ori v-ați hotărât să mergeți cu adevărat pe calea lui Dumnezeu să vă pregătiți de cruce? Domnul a fost bun și Domnului i s-au făcut numai lucruri rele. L-au urât, l-au invidiat și l-au răstignit pe cruce și apoi Domnul a înviat. Așadar, finalul nu este crucea, ci învierea. Veți vedea asta în filmul acesta. Deci, când vă întâlniți cu răutatea, când vă întâlniți cu răutatea oamenilor: a, ești credincios, ai o problemă? Nu. Noi știm care este drumul. Relația cu Dumnezeu se duce prin rugăciune, prin fapte bune și printr-o permanentă relație vie cu Împăratul Cerurilor. Asta a făcut Sfântul, asta încercăm să facem și noi în viața de zi cu zi. Închei cuvântul meu prin a vă ruga mult, pentru că sunteți aici în această seară, voi veți lua lumină de la filmul ăsta. S-au întâmplat deja câteva miracole și în Cipru și în Grecia și peste tot unde a fost vizionat acest film. Deja Sfântul lucrează și în modul acesta. Vorbiți altor români să vină în cinematografe, pentru că în cinematografe acum cei care organizează filmele au zis: aia, nu cred că vor fi sălboare la Man of God, e cu popi. Da, este viața unui sfânt. Haide să umplem cinematografele, noi ceata creștinilor, să le arătăm celor care organizează filme: mă, când apare un film cu viața unui sfânt, vor fi sările pline. Vorbiți cu prietenii voștri, dați mai departe mesajul acesta ca oamenii să umple în următoarele două săptămâni cinematografele. Creștinii să vină cum vin la hramuri, cum vin la Sfintele Moaște, să vină la acest film, să arate ceata creștinilor acum și aici, că noi, ceata creștinilor, suntem o forță a iubirii. Pentru că ce face un sfânt? Transformă dreptatea în iubire. Dumnezeu să vă dea har și putere și viață sfântă și forță să puneți în inimile voastre tot ce veți trăi în filmul acesta și să trăiți în viața voastră cu harul lui Dumnezeu împreună, într-o relație vie cu Dumnezeu, și Sfântul să vă inspire
să fiți mai buni și mai plini de har de astăzi înainte. Doamne ajută! Please, help me, mother, soon. I will not longer be able to help my children. Please protect them. Mother, ask your holy son to guard them from danger. Please.